Zilele acestea a avut loc în localitatea Zorleni, din județul Vaslui, prima tabără din cadrul celei de-a cincea ediție a programului eparhial de tabere rurale pentru copii și tineri, copilărie și credință. Episcopia Hușilor, în parteneriat cu asociația Joy Camps România, este prezentă prin cele 11 tabere organizate în acest an, în 27 de comunități rurale și una urbană pentru aproximativ 2300 de copii participanți. Zilele trecute, echipa Joy Camps România a fost prezentă în comuna Zorleni, unde s-a desfășurat prima tabără din acest an, cu implicarea parohiilor Zorleni 1, Zorleni 2, Simila, a școlii gimnaziale Ion Murgeanu, a liceului tehnologic Marcel Guguianu și a primăriei comunei Zorleni. La această tabără, 155 de copii au participat la ateliere de creație de muzică și spiritualitate, dans și sport, prim ajutor, precum și tir cu arcul sau orientare în natură. Săptămâna aceasta a debutat în Episcopia Hușilor proiectul de tabere Copilărie și Credință din anul 2023, destinat unui număr de 11 comunități, 10 comunități din mediul rural și una din mediul urban, pe tot parcursul verii. Până pe 8 septembrie vom fi în comunități cu cei 95 de voluntari, animatori socio-educativi ai Asociației Joy Camps Romania, cu care Episcopia Hușilor are un parteneriat de câțiva ani pentru taberele de vară. Ne dorim ca prin aceste activități educative non-formale să transmitem cât mai bine și frumos credința, valorile cu educative, culturale, morale și spirituale copiilor și sigur să ne bucurăm de rolul acesta deosebit pe care îl are pastorația prin educație non-formală. Am fost la tabăra copilărie și credință iar acolo ne-am jucat, am au fost multe ateliere și am venit împreună cu mulți colegi. Atelierele au fost tir cu arcul, Dans, muzică, am făcut brățări, am cântat multe cântece, am învățat multe cântece și în ultima seară am fost la focul de tabără. Am fost foarte frumos, am făcut multe ateliere și multe jocuri distractive și, și mulți prieteni noi. Cel mai important moment pentru mine a fost atunci când am realizat că mă pot distra și fără telefon și pot interacționa nu doar prin mesaje. Următoarea tabără se va desfășura în perioada 8-11 iulie în comuna Mălușteni.